Decizia PNL de a rupe coaliția cu socialdemocrații, dar de a păstra guvernarea, stârnește discuții aprinse în partidul lui Nicolae Ciucă. Oameni din eșalonul 2 al formațiunii susțin că partidul ar trebui să se rupă de tot colaborarea cu PSD și să plece din guvern. De cealaltă parte, premierul spune că și el își va da demisia dacă rămâne fără miniștrii PNL. Deranjat de afirmațiile din ultima vreme ale lui Marcel Ciolacu, liderul PNL Nicolae Ciucă ar fi afirmat în fața colegilor din partid că nu a mai vorbit cu președintele PSD și că nici nu are de gând să-i mai răspundă la telefon. Unii dintre liderii PNL îi acuză pe socialdemocrați că pregătesc fraudarea alegerilor și o alianță la guvernare cu AUR. E în seria de tâmpenii spuse în timpul campaniei. Aveți la demisia dacă PNL iese de la guvernare? Categoric. Primul ministru nu va fi de la PSD. Și acest lucru o să-l fac imediat după alegeri. Probabil că e o dragoste de asta cu năbădăi, adică dânsul își arată afecțiunea, iar cei cu care stă în casă ne înjură de dimineața până seara. Liberalii spun că afirmația lui Marcel Ciolacu este una demagogică atât timp cât nu există o altă majoritate parlamentară din rândul căreia președintele să desemneze premierul, dar și că șeful statului ar fi nevoit să-l propună tot pe liderul PSD. În PNL, tot mai multe voci susțin că este compromițător pentru partid să mai rămână alături de PSD chiar și pentru 2 luni. Sunt liberali care vor să iasă la guvernare, sunt liberali care doresc să continuăm, dar nu i-am întrebat sincer. Între timp, Elena Lasconi a anunțat că moțiunea de cenzură este scrisă și a făcut un apel către toate forțele politice democratice parlamentare să o semneze. Moțiunea a fost numită Democrația în pericol, economia distrusă, românii sărăciți, guvernarea Ciolacu trebuie să se încheie, nu tot ei. Pe de altă parte, liderul AUR, George Simion, a anunțat că vine în ajutorul USR. Dacă USR-ul acceptă semnăturile noastre, ar putea fi depusă, citită luni și votată miercuri. Ca să fie demis guvernul, este nevoie însă de toate voturile parlamentarilor PNL plus ale altor 20 de nemulțumiți de guvernare.